Pe seama jurnaliștilor care se chinuiau nevoia mare să nu alunece la intrarea de la tribuna oficială, patronul Stelei Gigi Becali s-a hotărât să facă și el pasul cel mare și să încerce să intre în stadion. Butei, nu butei, vrei să dau eu? Da, nu te dau eu. La muncă! Fără succes, pentru că primul pas a însemnat și primul exercițiu de echilibristică. La un pas de o căzătură zdravănă, Becali a ajuns cu chiucuvai în locul dorit. În loc să intre în lojă, a luat o mătură cu care a stricat patinoarul natural de la intrare.